Bună seara! Bună seara! Bună seara, vă salut pe toți și vă spun bun venit la interviurile Natura Antropicătura. Numele meu este Bogdan Buburuz, sunt specialist certificat doTERRA și sunt gazda voastră în această serie de interviuri care, sper eu, vă va oferi ocazia să aflați totul despre uleiurile esențiale pure. Iar invitații mei din acest episod sunt Simona Dărăbant și Dan Orot. Vă salut, Simona, Dan! Bună seara! Vă salutăm cu drag! Simona și Dan sunt instructori certificați Yoga Alliance și practicanți yoga de peste 25 de ani. Sunt și aromaterapeuți certificați și cei care au deschis drumul aromat spre o viață mai sănătoasă pentru deja mii de oameni, printre care recunosc că mă număr și eu și le mulțumesc, vă mulțumesc cu ocazia asta, inclusiv pentru faptul că mi-ați dat ocazia și resursele să dau la rândul meu mai departe aceste daruri ale naturii. Eu îi cunosc pe Simona și pe Dan de mai bine de 5 ani de zile și motivul pentru care sunt invitații mei în acest episod este faptul că sunt cei mai potriviți oameni care să vă vorbească despre cum putem, mai ales într-o perioadă plină de provocări, să fim mai prezenți, să trăim mai conștient și să avem grijă nu doar de corpul nostru, ci și de mintea și sufletul nostru. Sau, mai bine zis, de sufletul care suntem noi. Și mai ales cum să facem toate aceste lucruri cu ajutorul uleiurilor esențiale pure, cu grad terapeutic de la doTERRA. Pentru că ele au efecte extraordinare asupra subconștientului, asupra emoțiilor. Iar felul în care ele ne influențează și felul în care ne pot ajuta în practicile spirituale este de asemenea minunat. Și uite, aș vrea să încep chiar cu acest lucru și să vă întreb, Simona, Dan, de ce este atât de important efectul uleiurilor esențiale asupra emoțiilor, asupra subconștientului? Și cum ne influențează în modul direct această acțiune a uleiurilor esențiale? Păi, o să încep eu, pentru că zona aceasta, să zicem, este zona pe care eu o explorez de foarte mulți ani, aproape de 30 de ani, și am testat tot felul de modalități de explorare a zonei acestea subconștiente, pentru că mi-am dat seama că este extrem de importantă. Practic, ceea ce noi am putea să numim proiectul realității, proiectul după care realitatea noastră exterioară se va manifesta, se scrie la nivelul subconștientului. Iar subconștientul este tărâmul emoțiilor. Da? Practic, toate impregnările subconștiente pe care noi le-am acumulat în viața aceasta și în viețile anterioare se constituie în ceea ce tradițiile spirituale orientale numesc karma sau destin. Da? Și așa cum am punctat mai devreme, aceste impregnări sunt în strânsă legătură cu emoțiile noastre. Tot ceea ce noi experimentăm de-a lungul existenței noastre se înregistrează în subconștient sub forma unor semințe. Semințe constructive sau mai puțin constructive. Ei bine, aceste semințe o să se dezvolte și vor crea pentru noi realitate în măsura în care noi le hrănim. Da? Și hrana cu care se hrănesc aceste impregnări subconștiente sunt emoțiile. Dacă noi trăim mai tot timpul emoții negative, vom hrăni acele semințe neconstructive și vom constata că în viața noastră se petrec circumstanțe, conjuncturi care nu ne plac, care nu le dorim. Pe de altă parte, când trezim emoții pozitive, atunci noi hrănim acele semințe care creează în viața noastră lucruri pozitive, constructive, lucruri care ne ajută în procesul nostru de creștere, de evoluție. Iar uleiurile esențiale trezesc la nivel subconștient emoții pozitive. Deci, implicit, când noi mirosim un ulei esențial
La nivelul subconștientului nostru se manifestă niște emoții care hrănesc acele semințe constructive care vor crea în viața noastră lucruri minunate. Și practic ne dăm seama că absolut nebănuit, prin intermediul mirosului și a uleiurilor, a mirosului uleiurilor esențiale, noi putem să ne creăm o viață mai frumoasă. Da? Deci asta e la modul, să zicem așa, foarte general. Am putea să intrăm în foarte multe detalii, însă cred că și această viziune de ansamblu este suficientă pentru a trezi curiozitatea oamenilor să exploreze mai adânc acest domeniu. Poate tradus puțin într-un alt fel de limbaj, același răspuns, ar fi faptul că ființele umane sunt ființe emoționale, recunoscute pentru asta, și în consecință absolut orice experimentăm în existența aceasta își spune cuvântul și își lasă amprenta în noi ca o emoție pozitivă care ne construiește sau mai puțin pozitivă, care ne condiționează ulterior. Așadar, e foarte important să urmărim să devenim, ca să-ți răspund la întrebare de ce yoga și uleiuri, da? Prin yoga, care este un sistem care ne ajută să căpătăm control asupra propriei ființe, asupra propriului mental, învățăm să ne controlăm astfel emoțiile și modul în care reacționăm la tot ceea ce vine către noi. Iar cu ajutorul uleiurilor am descoperit și noi acum 3 ani de zile, spre surprinderea noastră, totul devine mult mai ușor, pentru că uleiurile, prin acei principii activi, prin acei componenți compuși chimici din plante, care ne relaxează, ne împământează, ne centrează, vin să ne facă mult mai ușoară această trecere. Și în clipa în care noi putem să ne controlăm, să stăpânim modul în care reacționăm la ceea ce vine către noi, să nu mai reacționăm automat, pe pilot automat, ci să alegem noi modul în care reacționăm, asta înseamnă că noi, de fapt, ne creăm realitatea pas cu pas. Un lucru negativ nu o să ne mai afecteze atât de mult dacă noi alegem să nu disperăm în fața lui, ci, dimpotrivă, să luăm ca pe un alt pas în viață din care să învățăm ceva. Bine, și mai vreau încă un lucru să precizez. Prin lucruri negative și lucruri pozitive, nu trebuie să înțelegem la modul absolut lucruri pozitive sau negative. Ideea, eu obișnuiesc să le spun constructive sau neconstructive, însă nu există la modul real nimic negativ. Este vorba doar de lucruri care nu ne plac, dar ele pot să fie lucruri care să ne ajute în procesul nostru de creștere. Deci e important să privim obiectiv și cu detașare tot ceea ce vine spre noi și să luăm partea plină a paharului întotdeauna. De altfel, totul are un scop. Dacă îmi dai voie, Dan, legat de ce spuneai în prima parte a răspunsului, poate multă lume e mai, să zicem, mai obișnuită, pentru că a devenit așa virală, într-un fel, imaginea aceea cu cei doi lupi pe care îi avem în interior și lupta care se dă între ei, și câștigător e lupul pe care îl hrănim. Până la urmă, înțeleg că la fel se întâmplă și cu emoțiile. Vom trăi emoțiile pe care le hrănim, și dacă facem cu ajutorul uleiurilor esențiale, hrănim acele emoții pozitive, automat viața noastră se va schimba în felul acesta. Înțeleg corect? Așa este. Așa foarte este. Simplificat. Așa e. Și dacă îmi dai voie o ultimă intervenție, dacă tot ai pomenit de imagini care au devenit virale în perioada asta din martie încoace, prin care trecem cu toții, tot așa a devenit virală, zic eu, imagine cu un călugăr într-o postură de meditație și scrie acolo pe imagine: dacă nu poți să mergi afară, mergi înăuntru. Da? Adică dacă nu putem să mergem afară din diverse motive, să ne orientăm către noi înșine și să ne regăsim pacea acolo, pentru că de fapt de acolo ne luăm toată puterea noastră. Și dacă tot suntem la completări, la completări, până la urmă, indiferent ce crede fiecare, eu știu că nu toată lumea împărtășește punctul nostru de vedere. Însă punctul nostru de vedere se bazează pe o experiență practică și am verificat de mii și mii de ori acest lucru. Realitatea noastră exterioară, realitatea pe care noi o experimentăm și spunem reală,
nu este altceva decât o proiecție a lumii noastre interioare. Noi nu trebuie să schimbăm lumea. Noi trebuie să ne schimbăm pe noi. Singura persoană pe care putem să o schimbăm la modul real suntem noi. Dacă noi ne schimbăm, se va schimba apoi și realitatea exterioară. Și nu e doar o chestie filozofică. Asta e foarte important de înțeles. Este ceva foarte practic și inclusiv zona aceasta de dezvoltare personală, care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, a preluat aceste idei, idei care vin din spiritualitatea profundă, în special din spiritualitatea orientală, dar nu numai. De altfel, voi prin cursurile pe care le oferiți, prin școala voastră spirituală, Spanda, pe care o oferiți, la care proiectul vostru de suflet, cum știu că îl numiți și ce este pentru voi, ați început, de fapt, călătoria voastră aromată cu uleiurile de la doTERRA, cumva încercând să integrați și să le folosiți în cursurile sau măcar să le integrați într-o parte a ceea ce ține de școala voastră spirituală și de cursurile pe care voi le oferiți și să urmăriți efectele lor asupra subconștientului. Pentru că ați amintit și Simona a amintit de acel călugăr într-o postură de meditație. Spune-ne un pic cum pot fi folosite uleiurile esențiale de cei care practică, de exemplu, yoga și în timpul practicii. Fie că vorbim despre posturile corporale sau tehnici de respirație, ori de meditație, că vorbeam de acest lucru, de acea întoarcere spre interior. Dăm niște da, exemple o întrebare concrete. Foarte bună și provocatoare în același timp, pentru că, așa cum ai menționat, de acolo a pornit toată această împletire armonioasă între cele două proiecte de suflet deja ale noastre. Pentru care că au și... devenit unul. Exact. Atât proiectul nostru de dezvoltare personală, școala noastră, cât și proiectul doTERRA, prin care, de fapt, noi urmărim să dăm mai departe această idee de a împuternici oamenii, de a deveni stăpâni pe viețile lor. Și dacă în proiectul școlii spirituale, prin tot felul de tehnici, apropo de yoga, aici vreau să fac o mică paranteză și să... menționez pentru cei care, nu știu, au alte idei sau rețineri, yoga nu e o religie, nu vorbim despre o religie, vorbim despre un mod de viață, un mod de a-ți duce viața conștient, de a urmări să capeți controlul asupra propriului corp, pentru că este cel de care avem nevoie în viața asta, asupra propriei minți. Și e foarte important să reușim să facem acest lucru într-o lume din ce în ce mai haotică. Și în același timp, de multe ori, din ce în ce mai dificil să facem asta dacă nu avem o practică susținută. Și ca să revin la întrebarea ta, da, am avut ușoare rețineri la început, în sensul că, fiind obișnuită timp de 24 de ani atunci deja să practic tot felul de lucru, meditații, tehnici de meditație, tehnici corporale, asane, care mă duceau în anumite stări, da, de conexiune cu mine, dădeau acea forță lăuntrică, stări de calm, de împământare, de relaxare pe care le puteam accesa foarte ușor prin practica acelor tehnici. Inițial am fost tentată să spun că, ok, nu am nevoie de uleiuri pentru asta, pentru că mă descurc, e în regulă. Însă mi-am dat seama pe parcurs că, da, eu mă descurc pentru că am ani mulți de practică în spate și uleiurile pot să vină de minune în ajutorul celor care sunt la început, în primii ani, pentru că le ușurează foarte mult calea. Un ulei potrivit, la momentul potrivit, poate să îți dea cu ușurință să te aducă în starea respectivă pe care tu urmărești, poate printr-o jumătate de oră de meditație sau de rugăciune sau orice tehnică urmăriți să practicați, acea stare de înălțare, de conexiune cu tine însuți, cu dumnezeirea, dacă vreți, și uleiul potrivit întotdeauna va fi cel de care ai nevoie atunci. Și acum, dacă tot m-ai întrebat ce fel de uleiuri, da, categoric, le putem difuza, da, în timpul practicii noastre, indiferent ce practică. Noi discutăm de yoga pentru că este stilul de viață pe care noi ni l-am ales, tehnicile care nouă ni se potrivesc. Fie că e vorba de rugăciune, de orice fel de ritual, de comuniune cu tot ceea ce este mai profund în propria ființă,
se recomandă, știm, se practică și în biserică, da, se arde tămâie. Exact. Așadar, uleiul de Sau tămâie santal în sau Orient. santal în Orient, exact. Așadar, De altfel, somir. de asta sunt și foarte cunoscute uleiurile esențiale pentru faptul că au fost folosite și sunt folosite de mii de ani în toate ritualurile spirituale și indiferent de religii, indiferent de zonele din Exact. unde sunt folosite la nivel global, Exact. sunt Și cunoscute, da. așadar, în timpul practicilor noastre, orice fel de practică, poate fi și un 5-10 minute în care ne așezăm pe un scaun în liniște și stăm noi cu noi să ne deconectăm puțin de la toată nebunia, să ne recâștigăm centrul nostru, să revenim în centrul ființei noastre, pentru că acolo este liniște și pace, ieșim din vâltoarea tornadei și de acolo vom găsi soluții la tot ceea ce vine către noi. Și atunci, orice ulei esențial pur, și aici menționez, foarte important, pur, da? Vorbim despre uleiurile de la doTERRA, e foarte important pentru că acei compuși chimici care se regăsesc într-un ulei sunt exact acele substanțe care sunt obținute din plante și dacă ele își păstrează nealterată calitatea, da, chimismul, în clipa în care le vom inhala, vor automat, ele vor ajunge direct la nivelul sistemului limbic, pentru că asta este calea pe care acționează, da? Și de acolo creierul nostru va emite hormoni și neurotransmisători prin care se vor trezi acele stări de relaxare, calm, liniște, pace, înălțare, în funcție de ce urmărim. Așadar, inhalate, difuzate pe tot parcursul practicii noastre, aplicate topic. Întotdeauna am grijă și când aplic topic să îmi aplic și la baza nasului, astfel încât mirosul respectiv să îl tot simt pe tot parcursul practicii. Da, apropo de ce spuneai, nu e vorba numai de chimismul, de chimia uleiurilor, ci și de componenta energetică. Pentru că noi am putea, poate, în laborator să reproducem, nu putem, dar teoretic ar fi posibil să reproducem conținutul chimic al Chimia, unui da. ulei esențial, natural, 100% pur, dar din punct de vedere terapeutic, acela nu va putea să aibă beneficiile uleiului natural care vine cu acea încărcătură energetică pe care planta l-a acumulat. Pe de altă parte, legat de legătura aceasta între uleiurile esențiale și practica spirituală, ele de fapt au o acțiune complementară. Pentru că, de fapt, haideți să ne referim la cele mai cunoscute tehnici din yoga, posturile corporale. Da? Posturile Da. corporale se bazează pe ceea ce se bazează și ceea ce se numește limbajul trupului. Da? Probabil că e mai cunoscut limbajul trupului. Limbajul trupului ne spune lucruri despre starea interioară subconștientă a persoanei. Da? Și există cărți în care ni se spune foarte clar că în funcție de poziția corpului, de modul cum sunt contractați mușchii, de modul în care privim, cum se contractă sau se dilată pupila, de fapt, aceste lucruri trădează niște stări subconștiente și fiind subconștiente, nu le putem conștientiza, da? Ei bine, lucrurile funcționează și în sens invers. Dacă noi conștient, la voință, punem corpul într-o anumită postură, aceasta va trezi la nivel subconștient anumite trăiri, anumite emoții și va și facilita captarea în ființă a anumitor tipuri de energie benefică. Dar gândiți-vă că am spus mai devreme, uleiurile funcționează într-un mod oarecum asemănător, doar că pe altă cale. Ele vin prin sistemul limbic și lucrează tot la nivelul emoțiilor și trăirilor subconștiente. Și gândiți-vă, dacă noi combinăm asanele cu uleiurile esențiale, de fapt noi vom amplifica efectul. Depinde cum vreți, ori prin asană efectul uleiului, ori prin ulei efectul posturii corporale, că asana înseamnă postură corporală, deci ele lucrează mână în mână și dacă ești înțelept, hai să nu chiar înțelept, inteligent măcar, atunci te vei folosi de toate mijloacele pe care le ai la îndemână
pentru a putea obține randament maxim în ceea ce tu realizezi. Și acum, dacă tot a pomenit despre asta, ne vreau să mai intervin eu puțin. Bogdan, dacă ne-ai provocat, asta este. Sunt ani mulți de experiență care, uite, acum... De asta am și vrut să-i împărtășit. Dacă îmi permiți, Simona, pentru că are strânsă legătură cu ce spunea Dan, chiar există studii pentru cei care, să zicem, poate sunt mai sceptici și inclusiv în acest domeniu care poate uneori nu e așa de bine cuantificabil, dacă vreți, există studii cu privire la felul în care meditația sprijinită de aromaterapie reduc nivelurile de anxietate și făcute teste inclusiv pe hormon, deci se văd rezultatele dincolo de impresia pe care poate o avem sau nu, că suntem mai liniștiți. Deci teste clinice făcute și care dovedesc acest lucru dincolo de, să zicem, un subiectivism pe care poate voi l-aveți sau poate și eu l-aș avea. Deci chiar există cifre care susțin acest lucru. Exact. Și ca să vin să confirm exact ceea ce voiam să spun mai înainte, legat de postura corporală, de asane, pentru că e vorba de, se știe foarte bine că în clipa în care stăm așa, înseamnă că suntem mai închiși, da? Suntem mai contractați. Sau dacă suntem așa, e clar că nu prea ai încredere în tine, nu? Și nici nu o să fii și deschis cu totul față altceva de... când scoți pieptul. Și nici nu o să fii deschis față de informația pe care o primești. Ei, asanele, lăsând la o parte faptul că vin în anumite posturi, îți pun corpul în anumite posturi, îți pun, dacă vreți, corpul într-o poziție în care corpul tău devine ca un fel de antenă în care să vehiculezi anumite energii de la pământ, energii de la soare, cosmice, da? Astfel încât corpul tău niciodată nu va fi într-o poziție în care să fie închis, corpul tău nu va face decât să se relaxeze, este unul din primii pași sau cel mai importanți, da? Sunt două lucruri importante în yoga, relaxarea, pentru că doar atunci lucrurile se petrec, și conștientizarea, a fi prezent. Și dacă facem asta în clipa în care noi, de exemplu, ne aducem corpul chiar și într-o poziție șezând, apropo de studiile despre care vorbeai, există studii în instituțiile psihiatrice, da? În șezământele psihiatrice, în care au remarcat că dacă îi așează pur și simplu pe cei de acolo într-o poziție șezând, pe scaun, și cu mâinile, da, brațele sprijinite pe picioare, n-am cum să vă arăt acum că mi-s mai jos picioare, la modul acesta, cu palmele orientate sus, relaxate, deja senzația asta, starea asta, postura de deschidere, îi liniștește. Dacă peste toate astea venim și intervenim și cu un ulei, nu contează ce ulei, un ulei esențial natural, care vine, ca să-l completez puțin pe Dan, foarte important, există o sinergie acolo a tuturor compușilor chimici într-un ulei natural, deci e foarte important să fie natural, care acționează, lucrurile vor fi categoric mult, mult mai simple. Iar ca să vorbim puțin și de a treia categorie de tehnici din yoga, am vorbit de posturile corporale, am vorbit puțin de tehnicile meditative, există o treia categorie, de fapt era a doua, dacă le luam așa într-o ordine logică, și anume tehnicile de respirație. Da? Este ușor să ne dăm seama că, de exemplu, atunci când suntem agitați, când suntem anxioși, respirația noastră este sacadată și superficială și într-un ritm des, rapid. Este modul în care respirăm. Pe când, atunci când suntem liniștiți, relaxați, respirația noastră este profundă, amplă, da? Amplă și rară. Da? Asta este modul sănătos, corect de a respira. Și bineînțeles că dacă starea noastră influențează modul în care respirăm și reciproca este adevărată. Dacă noi, prin tehnicile de respirație, de fapt noi ne ritmăm suflul, ne ritmăm respirația în așa fel încât să reușim să liniștim mintea și corpul fizic, da? Pentru a putea intra în zonele mai profunde ale ființei noastre. Pentru că, de fapt, mintea
suflul și corpul sunt ca un angrenaj de roți dințate. Da? Când îl oprești pe unul, se oprește tot angrenajul. De fapt, pe asta se bazează cele trei categorii de tehnici din yoga. Când lucrăm cu corpul, punându-l într-o poziție, el se relaxează, mintea se liniștește, suflul se liniștește. Când controlăm respirația, se petrece același lucru cu celelalte două. Când realizăm tehnici meditative, de asemenea, se liniștesc toate cele trei sisteme. Da? Și uleiurile esențiale ne ajută enorm în acest proces. Chiar aș vrea să vă dau un exemplu aici. Acum intrăm în tot felul de paranteze, dar mi-a ridicat Dan mingea la fileu cu un blend din gama emoțională, se numește Peace, pentru o stare de pace. Blend cu care nu vă ascund faptul că nu eram foarte prietenă la început, este un blend care te liniștește extrem de tare. Eu eram destul de zen de felul meu, cu siguranță în perioada aceea nu aveam nevoie de el. Probabil de aceea nu a fost unul din blendurile pe care să-l folosesc zi de zi. Îmi plăcea cum mirosea, dar nu apelam foarte des la el. Și s-a petrecut ca într-o zi să fi avut o zi din aceea extrem de agitată, s-a tras de mine în toate direcțiile, am permis asta evident și când am ajuns acasă am simțit nevoia efectiv, am zis ok, acum gata, am închis telefonul, am nevoie de pace, cred că o să mă duc să meditez jumătate de oră ca să îmi revin. Și atunci am menționat asta așa, mi-am zis în gândul meu, am nevoie de pace și mi-am adus aminte că am un blend căruia îi spune, un blend, un amestec de uleiuri esențiale, căruia îi spune chiar așa, pace. Și am zis, ok, hai, nu te-am testat până acum, nu ți-ai arătat potența, hai să vedem acum de ce ești în stare. Și am luat blendul respectiv, l-am dus, am desfăcut sticluța și l-am dus la nas, nici măcar n-am apucat, atât, da? Am desfăcut sticluța și am inhalat profund din el. Și în 2 minute am fost zen. Deci nu mi-a venit să cred. Și am zis, uite măi, ceea ce mie mi-ar fi luat jumătate de oră, probabil, da, din starea în care eram, nu știu sigur, dar probabil, am făcut cu inhalând timp de câteva secunde dintr-o sticluță cu ulei esențial, mi-a indus această stare de liniște în care, evident, tot stresul meu, toate tensiunile acumulate s-au disipat, respirația mea s-a liniștit și am făcut asta chiar respirând, da? Am pornit de la o respirație sacadată care propice unei stări de stres și în 2 minute am fost relaxată. Din clipa aceea, pentru mine, blendul Peace se numește Zen la sticluță. Să știi că, nu știu dacă e o coincidență sau nu de nume, și soția mea, Simona, printre primele experiențe foarte pozitive și grăitoare, dacă vreți, cu uleiurile esențiale, a fost tot cu acest blend Peace, pe care îl difuzam întotdeauna după o zi foarte aglomerată la școală și rezultatele vin să confirme exact ce spui tu, Simona, oferea această stare de liniște și practic trecea peste agitația aceea acumulată și acel stres, acea senzație de apăsare pe care o avea după o zi plină de stres, de agitație, de muncă. Și uite, pentru că ai povestit această experiență, Simona, te provoc. Chiar mă gândeam cum să fac trecerea la următoarea întrebare, dar am o provocare pentru tine și pentru Dan, dar ai tu prioritate. Știu că ne-ai povestit de faptul că ai încercat toate aceste uleiuri din gama emoționale și să vezi ce stă trezesc în tine, în subconștientul tău. Acum, sigur, tu ai experiență de zeci de ani în a conștientiza stările pe care le trăiești și a le identifica. Dar pe lângă acest pist care îți oferă acel zen la sticluță despre care spui tu, ai experimentat deja cu sute de uleiuri esențiale și de blenduri de la doTERRA. Care este, după mai bine de 3 ani de zile de când le folosiți zilnic, ai un ulei preferat, cel care, sau mai bine zis, pe care îl simți cel mai aproape de esența ta și pe care să-l folosești cu cel mai mult drag în această idee?
E o întrebare extrem de dificilă. E ca și cum mai pune pe cineva Atunci să aleagă două. între proprii copii, care e copilul preferat. Și îți spun și de ce. Da, am experimentat cu foarte multe uleiuri și, de altfel, toată călătoria asta noastră în lumea uleiurilor esențiale a pornit de la faptul că noi eram în căutare de esențe pure Da. și eram în căutare chiar pentru proiectul spiritual. Poate vrei tu să intervii un minut? Da, deci noi avem în cadrul proiectului nostru spiritual un curs de reprogramare a subconștientului, că tot am vorbit de subconștient și acolo doream să dezvoltăm un capitol în care să corelăm mirosurile cu emoțiile subconștiente și practic chiar în perioada în care noi căutam niște uleiuri esențiale de calitate, am fost sunați de o prietenă foarte bună, Căreia îi Ronela, mulțumim. și ne-a propus să ne implicăm în proiectul doTERRA. I-am spus din start că noi partea de business nu vom face, dar o să cumpărăm uleiuri pentru că Primă poveste, avem știm nevoie placa. de el. Ce anume? Zic, știm placa, am trecut mulți prin mulți dintre Exact. cei care am ajuns să dăm mai departe cu entuziasm cunoștințele și Ideea, exact. Ideea cunoașterile. este că Aceeași a fost prima reacție. Da, te rog, Exact. Ideea este că continuă. noi de acolo am pornit, de fapt. Așa am ajuns noi să luăm uleiurile esențiale și, evident, pasul numărul 2 în luna următoare, pentru că am început ca tot omul cu home essentials kit, am zis ne trebuie un kit cu uleiurile de bază în casă. Ne-au câștigat din prima, de la primul miros. Am avut experiențe peste experiențe. În consecință, a fost absolut natural, a venit ca luna următoare pe programul LRP să ne comandăm setul de uleiuri de blenduri emoționale. Și în afară de faptul că știam că sunt 6, nu știam nimic despre ele și nici n-am vrut, pe vremea aia nici nu prea aveai unde să studiezi prea multe, încă Nu nu existau existau materiale în limba materiale, română. nu prea aveam, nici nu știam unde să le caut. Și le-am comandat și cu mâna pe inimă vă spun, am primit cutia acasă, am desfăcut-o cu ochii închiși, nici măcar n-am vrut să văd cum sunt așezate în cutiuță, am desfăcut cutia cu ochii închiși, am băgat mâna, am scos un ulei, exact pe principiul menționat de tine, și anume faptul că timp de 24 de ani am fost învățată să practic și să-mi recunosc stările de conștiință, să trăiesc la voință orice stare îmi doresc, da? Practicând anumite tehnici și să-mi recunosc întotdeauna stările, indiferent ce anume experimentam, să urmăresc să recunosc starea respectivă. Și am zis, ok, dacă acestea sunt blenduri emoționale, eu vreau să văd ce stări îmi trezesc. Și am dus sticluța respectivă la nas, am să o iau chiar pe aceea și am inhalat cu ochii închiși și am stat 1-2 minute să văd într-adevăr, evident am inhalat de mai multe ori pentru că voiam să-i dau toate șansele acelui ulei să lucreze în mine și am zis, da, ok, am început să simt, da, starea pe care mi-o induce și m-am simțit așa că sunt în stare să fac lucruri, că mă simt în stare să acționez și să fac lucruri. Și am zis, totuși, cum i-aș zice chestia asta într-un cuvânt? Că ar trebui să găsesc un cuvânt care să concluzioneze toată starea mea și am zis, ok, mă simt motivată. Deci chiar mă simțeam așa, că acum pot să mă ridic de aici, de jos și să mă apuc de lucruri pe care nu le-am făcut, le-am tot amânat de mult. Și am deschis ochii și m-am uitat la sticluță și era motivate. Da? Și ăsta a fost primul meu, da, din nou un beculeț aprins cât de minunat acționează aceste uleiuri și de atunci recomand cu toată căldura tuturor, întotdeauna dacă m-ați auzit, între recomandările mele intră întotdeauna și blenduri emoționale. Consol și Vorgiv sunt două blenduri pe care eu consider că ar trebui să le aibă fiecare persoană în buzunar, nici măcar nu în poșetă, da? Deci asupra lui în permanență și să le folosească zilnic, nu neapărat în anumite momente cheie, când simte că ar avea nevoie atunci cu atât mai mult, dar zilnic să tot inhaleze din sticluță, să le folosească pe post de parfum, să își facă anumite ritualuri în care să le folosească, pur și simplu, un minut, două, în care să stea el cu el și să le inhaleze, pentru că avem cu toții, trecem vrând nevrând. E una ce ne propunem noi de acasă și alta poate ce se petrece când ieșim
în târg, da? Și atunci e foarte important să avem la noi instrumentele necesare, astfel încât să nu lăsăm să hrănească nimic din ce vine către noi, să nu permitem ca acel lucru să hrănească semințele pe care nu ni le dorim să încolțească și să înflorească. Dimpotrivă, să fim mereu pregătiți să ne prășim grădina, să scoatem buruienile, da, grădina minții, și facem asta cu ajutorul uleiurilor esențiale, având grijă să trăim mereu emoții pozitive, să transformăm orice vine către noi într-o stare de calm, cel puțin calm, în care să ne dăm seama că e o lecție pe care am atras-o, de care avem nevoie în viața noastră, și de acolo să creștem. Ai descris minunat aspectele astea și am reținut și sper că au reținut și ascultătorii. Peace, console, forgive, motivate, clar niște blend-uri din cele emoționale la care se mai adaugă. Da, și passion. Deci clar de reținut, dar să știi că nu te lasă să scapi dacă e vreunul, nu știu, chiar cu adevărat unul care, un ulei sau un blend care simți, pe care îl simți cel mai apropiat de esența ta. Pentru că, uite, eu recunosc că pentru mine cheer, un blend tot din această gamă emoțională, cred că mă și definește foarte bine, dar am și eu, rezonez cel mai bine cu el, îl simt cel mai aproape de sufletul meu și încă nu a ajuns un alt ulei sau un alt blend să îmi ofere acea senzație extraordinară, acea explozie de bucurie și de veselie cum oferă cheer și un sentiment atât de familiar, dacă vrei, cu ceea ce simt eu în sufletul meu, în esența mea. Deci provocarea rămâne, întrebarea rămâne. Da, iubesc și blend. Te rog și pe tine să... Ok. Iubesc și blendul, le iubesc pe toate, așa cum spuneam, e absolut dificil și spun și de ce, pentru că suntem ființe emoționale, după cum spuneam, nu suntem ființe robotice, oricât de mult și oricâtă practică am în spatele meu, să nu vă imaginez că suntem un fel de lucefer nemuritor și reci, da? Trăim intens lucrurile, dimpotrivă, le trăim conștient, despre asta este vorba și alegem, da? Dacă să trăim, alegem întotdeauna să mergem pe partea de creștere, da? Dar este o alegere pe care o facem în fiecare secundă, indiferent de conjunctura în care ne aflăm, cât de neatrăgătoare e conjunctura în care ne aflăm, da? Și atunci, blendurile sau uleiurile pe care le folosesc sunt în funcție de asta. Dacă ții tu neapărat să zic unul care mi-e aproape de suflet, aici vreau să menționez că ne sunt apropiate de suflet acele uleiuri, mirosuri, blenduri, arome cu care noi rezonăm prin ceea ce suntem noi, adică ceea ce ne reprezintă pe noi mai mult. În consecință, eu fiind o ființă mai energică, da, mai focoasă, sunt săgetătoare, Motivate pentru mine rămâne un blend favorit, dar să nu mă înțelegi greșit, nu e singur pe locul întâi, da? Dar dacă vrei să zic care este blendul sau uleiul care mă definește, Motivate e unul dintre ele prin structura mea, da? Prin faptul că se potrivește pe structura mea. Însă, da, am momente în care am nevoie de console sau de forgive sau de serenity sau Balance sau Frankincense, de altfel este uleiul de tămâie, este un ulei pe care îl iubesc, îl folosesc tot timpul și în toate blendurile pe care mi le fac sau pe care le folosesc există uleiul de tămâie. Ce am remarcat că se potrivește pe structura mea și aici chiar aș vrea să fie atenți ascultătorii și să vedeți cu ce rezonați. Poate asta o să vă arate exact ce tipologie de ființă umană sunteți, din punct de vedere emoțional. Da, la mine merg uleiurile citrice, vesele, amestecate cu mentolate și condimente, astfel încât să... Asta sunt eu, da? O ființă energică, expansivă, și atunci se potrivește asta. Însă, da, categoric, repet, avem nevoie și de bază, de împământare, de centrare. În consecință, toate celelalte uleiuri sunt acolo
La fel pe primul loc. Dan, te rog, împărtășește și tu. Da, într-adevăr, cum spunea și Simona, este foarte dificil să alegi unul singur. Cel mai uleiul pe care îl utilizezi cel mai mult este categoric peppermint. Da, peppermintul este de departe cel mai utilizat ulei la noi în casă și în cazul meu, deci într-un al utilizez, îmi place foarte mult. Dar dacă ar trebui să aleg un ulei care mă definește, acela ar fi mirul sau smirna. Da? Întotdeauna când miros uleiul de mir, am o experiență așa de expansiune cosmică și am sentimentul acela de catedrală cosmică. Da? De sacralitate, de ceva foarte adânc, foarte profund, care are legătură cu sinele nostru, cu spiritul. Da? Și cred că vă dați seama că mirul intră la noi în absolut orice compoziție de o amestec de pus în difuzor, peste tot în casă intră și mirul. Da, e o descriere foarte frumoasă făcută de Dan și, într-adevăr, uleiul de mir e cu adevărat deosebit. E unul dintre acele uleiuri cunoscute și de-a lungul istoriei, cu semnificații, din nou, pe plan spiritual, cunoscute la fel de secole întregi, și un ulei care are și o aromă deosebită, dar și beneficii pentru sănătate extraordinare, dincolo de acest aspect. Și aproape că aș putea să zic că putem încheia în această notă cu descrierea lui Dan, pentru că a fost deosebită cu adevărat. Dar, uite, în loc de o ultimă întrebare, aș vrea să vă lansez o provocare. Pentru că am tot discutat despre cum putem să folosim uleiurile esențiale în tehnicile pe care voi le promovați și pe care mulți le practică, pentru că în perioade de genul acesta multă lume caută acea liniște interioară și chiar am citit că a crescut numărul celor care practică meditația, mindfulness, chiar și yoga. Și așa, de încheiere, mi-ar plăcea, și provocarea asta e, să ne ghidați și pe mine și pe cei care ne urmăresc și vor urmări inclusiv această înregistrare, într-o scurtă meditație de 5 minute, în care cei dintre noi care avem uleiuri și eu am aici un set special de la doTERRA, setul Yoga Collection, să ne ghidați și să folosim cei care avem uleiurile acelea cu care rezonăm noi bine și care simțim că ne ajută, și să descoperim la modul practic efectele lor într-o astfel de meditație. Sigur, și cei dintre voi care ne urmăriți și nu aveți uleiuri, sunteți bine veniți să practicați această scurtă meditație și chiar vă încurajăm ca apoi să ne lăsați un comentariu și să vedem, să primiți ocazia, să aveți ocazia de a folosi și voi uleiurile doTERRA și a găsi acele uleiuri cu care rezonați și care vă ajută cel mai mult. Vom opri camerele și microfoanele pe durata meditației, dacă și voi sunteți de acord, Dan, Simona, și să ne revedem după, ca să împărtășim un pic din experiență. Înainte de a face acest mic experiment, care mi se pare de altfel foarte binevenit și în sensul ăsta chiar l-am rugat pe Andraș să ne pregătească și un fundal muzical lent, așa, liniștitor. E important să vă setați întotdeauna mediul în care să vă simțiți bine. Asta nu înseamnă că nu putem să practicăm orice fel de tehnică de reconectare cu noi înșine, pur și simplu, noi să fim noi cu noi în liniște, dar muzica poate fi o muzică liniștitare, poate fi de ajutor. Până vă mai povestesc eu, luați-vă și uleiul potrivit, uleiul preferat.
Poate fi oricare, dar dacă tot ai menționat, Bogdan, că tu ai ales unul din Yoga Collection, da, și am menționat și faptul că în ultimul an așa este, a crescut și noi de altfel. Am fost invitați în cadrul comunității mari Dotera, ne-am întâlnit atunci în perioada de lockdown și am făcut în fiecare săptămână, am făcut o ședință de yoga în care am meditat, în care ne-am relaxat, în care am făcut posturi corporale. Chiar două, una de yoga și una de meditație, una exact. De meditație, marțea. Yoga și... și am remarcat că, într-adevăr, foarte mulți oameni au ajuns să, și pe bună dreptate, să aibă nevoie de astfel de momente de regăsire, de tehnici. Unii, marea majoritate, au nevoie să fie ghidați la început și este absolut normal să fie așa. Așadar, ceea ce o să urmărim noi în seara asta, în cele 5 minute propuse de tine, dacă ne și găsește Andraș, fundarul muzical, cu cameră sau fără cameră, ideea este să aveți uleiul preferat lângă voi și o să vă ghidăm efectiv pas cu pas. Vor fi lucruri foarte simple, foarte important să vă alegeți un spațiu în casă în care să fiți voi cu voi, să fie liniște, nu neapărat să treacă pisica, să latre câinele, să, dacă se poate, pentru a putea experimenta cu adevărat ce înseamnă această stare, această experiență de a fi noi cu noi înșine. Să vă așezați pe un scaun sau pe jos, dar important este să stați cu spatele drept, da? Deci să fim cu spatele drept, relaxat. Nu e necesar să vă așezați într-o poziție anume, pur și simplu pe scaun cu spatele drept și relaxat, cu uleiul în mână și să ne pregătim pentru o astfel de experiență în care urmărim să ne reconectăm cu noi înșine. Practic, a fi reconectați cu noi înșine înseamnă să fim prezenți aici și acum. Iar acest lucru se petrece atunci când mintea noastră superficială, pentru că sunt două aspecte ale minții, mintea superficială, aceea pe care o cunoaște toată lumea și care dialoguează în permanență cu ea însă și nu se oprește din această pălăvrăgeală. Și există un aspect al minții numit mintea profundă sau supramentalul, da? Care este liniștea de fundal. Da? Din cauza gălăgiei pe care mintea superficială o face în permanență, noi nu auzim liniștea de fundal. Și, de fapt, tehnicile spirituale din orice tradiție ne învață cum să liniștim mintea superficială, da? Pentru ca apoi, când ea s-a liniștit, să auzim liniștea de fundal, să ne conectăm la supraconștient sau supramental. Când noi suntem conectați acolo, mintea noastră e liniștită, nu mai avem gânduri sau oricum foarte rar și trăim o stare de liniște și pace și împlinire interioară, da? Care este atât de extraordinară încât am putea să rămânem o eternitate în ea. Și tocmai de aceea este important să învățăm cum să atingem această stare, iar uleiurile esențiale ne ajută foarte mult în această direcție. Dacă ați participat la acel panel despre tămâie, acolo am punctat un lucru foarte important și interesant despre uleiul esențial de tămâie, și anume că uleiul esențial de tămâie activează glanda pineală. Glanda pineală fiind în legătură cu cele două chakre cele mai înalte, cel de-al treilea ochi și chakra coronară, iar activarea acestor două chakre ne proiectează exact în această stare supramentală, în această stare de liniște, de fundal. Da? Și dacă aveți tămâie, eu personal v-aș recomanda tămâie, să mirosiți și să vă faceți, să vă dați pe ceafă și pe ceafă, pe frunte, la punctele de puteți pulci. Și pe zona fontanelei anterioare, da? Și în felul acesta veți putea să facilitați o mult mai ușoară intrare în această stare de liniște interioară.
De altfel, că tot ai pomenit de Yoga Collection, da? Deloc întâmplător, nu cred că vedeți că e mai în spate și e lumină, da? Deloc întâmplător, Doterra, pe lângă toate blendurile emoționale și amestecurile, combinațiile de uleiuri pe care ni le oferă, a făcut și această colecție cu trei blenduri speciale, numite Anchor pentru ancorare, împământare, Align pentru centrare și Arise pentru înălțare, pentru o stare de înălțare. Sunt trei stări la care cu toții tindem, pe care cu toții ni le dorim. Gândiți-vă că toate acestea, dacă le-am experimenta, în același timp am fi cu adevărat ființe bine centrate, calme, conștiente, prezente, da? În momentul prezent. Așadar, oricare variantă și ele toate conțin, să știți, și uleiul de tămâie. Și deloc Apelați. întâmplător. Exact. Apelați cu încredere la ele și motivul pentru care Doterra a ales să facă acest lucru, să creeze o colecție yoga, este exact acela că urmărește sănătatea noastră ca ființe umane holistic, din toate punctele de vedere. Am vorbit de atât de multe ori despre asta, inclusiv pe piramida sănătății, și am vorbit de cât de important este managementul emoțiilor. Iar ca să preiau puțin ce a spus Dan cu glanda pineală, să nu uităm, chiar din punct de vedere medical, da, psihomedical, glanda pineală împreună cu glanda pituitară, pentru sceptici, și așa se explică, sunt cele care de fapt controlează activitatea tuturor celorlalte glande. Sistemul nostru endocrin fiind un sistem care este foarte intim întrepătruns și orice mică modificare într-o parte se resimte în toate celelalte părți. Și sistemul nostru endocrin este cel care controlează tot ce se petrece în ființa noastră. Așadar, foarte important să vedem din toate perspectivele cum acționează și se petrec lucrurile. Bun, în De altfel, speranța că ne-a găsit și înainte Andraș să un începem, fundal muzical. de altfel, chiar înainte să începem, și pentru că am vorbit de acest Yoga Collection, mie îmi place foarte mult și mesajul care apare pe cutia în care sunt aceste uleiuri, Da. și anume că trupul, corpul atinge și face acele lucruri pe care mintea le crede. The body achieve what the mind believes, în limba engleză. Da? Un mesaj Trăiesc în realității. absolut în care cumva ne aduce înapoi, încheiem cercul, dacă vreți, cu ceea ce povesteam la început. Și da, rugăm pe Andra să ne ajute cu fundalul muzical și să încercăm această meditație scurtă împreună. Minunat, Andraș, mulțumim. Așadar, haideți să ne așezăm cu toții pe un scaun unde simțim noi că ne este mai comod. Important este să fim relaxați, să venim cu spatele cât mai drept, dacă se poate, fără să-l sprijinim de spătar. Îl lăsăm pur și simplu, aliniem coloana vertebră peste vertebră și o înălțăm. Urmărim să închidem ochii. Luăm uleiul pe care ni l-am ales și urmărim să-l aplicăm pe toate zonele menționate, respectiv pe tâmple, pe frunte, neapărat pe cornetele nazale, astfel încât să îl simțim în permanență, să-l putem inhala de acolo, în spate pe ceafă, la punctele de puls. Și rămânem acum, frecăm palmele de 2-3 ori și apoi inhalăm profund. Urmărim să inhalăm numărând cel puțin până la 10 și apoi să expirăm pe gură, rămânem cu ochii închiși. Și încă o dată inhalăm din căușul palmelor. Ținem puțin inspirația și apoi expirăm pe gură, lent. Urmărim
Urmărim să ne simțim din ce în ce mai comod, natural, în atitudinea pe care am abordat-o, în postura în care am adus corpul. Permitem tensiunilor să se disipe cu fiecare expirație. Inspirațiile vor fi ample, profunde. Urmărim să aducem inspirația la nivel abdominal, astfel încât în clipa în care vom inspira acum din nou din căușul palmelor, vom umfla ușor abdomenul și apoi pieptul, numărând până la 10. Rămânem 2-3 secunde și apoi expirăm lent. Simțim cum aromele uleiului ales ne umplu întreaga ființă. Cu fiecare inspirație și dacă nu mai ducem mâinile căuș la nas, simțim acea aromă. Devenim din ce în ce mai familiari cu ea. O asimilăm. Îi recunoaștem beneficiile. Urmărim să vedem modul în care acest ulei a venit să ne ajute, să ne susțină, să ne ofere o lecție. Continuăm să respirăm profund, abdominal. Facem mici pauze între inspir și expir, mici retenții pe plin. Și apoi o retenție cu plămânii goi, în clipa în care am terminat de expirat, punctăm ușor trecerea de la un moment al procesului respirator la următorul. Suntem prezenți, focalizați la nivelul respirației. Simțim cum odată cu ea ni se animă întreaga ființă. În timp ce expirăm, conștientizăm eliberarea tuturor tensiunilor, a stresurilor lăuntrice. Le permitem să se desprindă de noi și să se elimine odată cu aerul expirat. Pentru a aduce apoi energie, relaxare, următoarea inspirație.
această etapă. Ne focalizăm atenția pe respirația noastră. Respirăm de voie, doar observăm respirația, fără să intervenim asupra ei, fără să modificăm amplitudinea sau ritmul, doar observăm propria noastră respirație. Gânduri, revenim cu blândețe la atenția noastră asupra respirației. Este liniștită, corpul este profund relaxat, experimentăm o stare de liniște și pace interioară, de echilibru, armonie, bucurie, fericire. Un mic moment de recunoștință și o inspirație amplă. Revenim. Sperăm că ați reușit în intervalul acesta scurt să vă deconectați. Este doar o exemplificare a cât de simplu putem fiecare în stilul nostru propriu să ne folosim de ceea ce avem, de ființa noastră și de uleiurile esențiale și să ne aducem mintea, corpul și suflul la unison, centrați, prezenți, astfel încât să putem experimenta această realitate din ipostaza de ființe împuternicite, care decidem ceea ce alegem să se petreacă cu noi, cum reacționăm,
cum interacționăm cu ceea ce vine către noi și învățăm în fiecare clipă. Simona, Dan, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația mea și această provocare de la final. A fost o întâlnire foarte plăcută, foarte profundă și eu zic că a fost plină și de informații și la, așa, la un nivel de informație, dar și la un nivel mai subtil și de trăiri cu adevărat frumoase. Cu siguranță ne vom reîntâlni în acest format, pentru că sunt multe lucruri pe care voi puteți să le împărtășiți cu cei care ne urmăresc și cei care sunt interesați de uleiurile esențiale. Așa că eu deja vă și trimit o nouă invitație să ne revedem într-un episod viitor. Sper că o să acceptați. Și cu drag. Ca o ultimă experiență împărtășită, dacă îmi permiți, la provocarea lui Dan, de data aceasta am luat chiar uleiul de tămâie. Spuneam că obișnuiesc să-l folosesc în tot felul de combinații, atât în difuzor, mereu îl combin cu ceva, cât și în tot felul de blenduri, însă de data aceasta l-am folosit chiar pe el, de sine stătător. Nu e prima oară, dar recunosc că n-am mai făcut-o de mult. Și, într-adevăr, îi resimt din nou puterea purificatoare la nivelul subconștientului. Nu întâmplător, tămâia a fost unul din darurile aduse lui Isus și este cea care este folosită în ritualurile religioase. Așadar, vă invit să aveți cu toții uleiul de tămâie în casă pentru toate beneficiile regăsiți și în panelul de joi. Săptămâna aceasta a fost un panel despre uleiul de tămâie și vă invit să îl experimentați și din perspectivă psihică, subtilă, emoțională și spirituală. Și spirituală, pentru că veți avea surprize extrem de plăcute. Chiar aș vrea să ne împărtășiți, cei care ne urmăriți acum live sau cei care veți urmări înregistrarea și veți practica această scurtă meditație pe care noi v-am propusă, să ne împărtășiți trăirile pe care le-ați avut într-un comentariu și inclusiv ce uleiuri ați folosit sau ce uleiuri folosiți de obicei atunci când doriți să vă reconectați cu sinele vostru, doriți să regăsiți acea pace interioară. Pentru că, cine știe, poate la modul acesta, unii dintre noi care nu și-au găsit încă acea pereche, dacă vreți, să putem să experimentăm și noi aceste stări extrem de plăcute și extrem de înălțătoare. Din nou, vă mulțumesc, Dan, Simona, vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit, vă îmbrățișez cu căldură. Și ne revedem în următorul episod din interviurile Natura în propriu. O seară minunată! O seară minunată!